Suntem în plața Cruz Verde, unde era un izvor cu apă nepotabilă, un fel de fântână. Cale de Segovia. Și în față este un pod în formă de arc și pe sus o promenadă pe care nu știu exact cum ajungem, însă vom încerca să ajungem. Să, da, văd că e deschisă și publicului, că văd și oameni mergând pe jos pe acolo. Suntem chiar sub pod. Foarte înalt. Se poate ajunge sus pe niște scări. Cred că o să urcăm și o să filmăm și de acolo de sus. E un fel de parc aici. Acum fiind luni, dimineața e ceva mai puțină lume pe străzi, probabil că lumea este la servici. Și o doamnă care taie etichete de parcare. Și ce se aud aici sunt papagali, pe care nu-i văd. Se mișcă foarte repede, sau nu știu dacă sunt papagali, posibil să fie rândunici. Niște păsări exotice. Am ajuns cumva și în spatele catedralei Santa Maria la Real de Almudena, urcând în căutarea podului și mergem spre ea să încercăm să o vizităm. Au venit mulți copilași cu școala, cred, și ei vor să o viziteze, să dacă o să avem loc de ei. Este fix lângă Palatul Real. Suntem tot la Biserica Santa Maria de Avenda. Mai mulți, nu știu, au un fel de field trip elevii astăzi. Să nu ne... Uite, o iau în direcții diferite, vezi? Fetele acolo. Dar nu sunt mai fete, sunt și băieți. Cei care au fost cu noi la biserică au luat-o în față. Acum mergem și noi spre podul pe care l-ați văzut de jos. Încerc acum să filmez cumva deasupra plexiglasului pe care l-au pus. Aveau și niște viewpoint-uri aici, dar cred că au pus geamul acesta pentru siguranță. Este destul de sus. Și încolo se vede Madridul. Cam așa.
Da, păcat că au pus, dar vă spun că siguranța e mai bună decât o priveliște ceva mai ok. Suntem pe stăduțele din fața operei, pe caie de la Escalinata, unde este un pod care coboară spre Cafe Madrid, care pare închis, dar și aici arată foarte frumos clădirile. Par mai înalte, coborăm puțin. Suntem la Plața de Marina Española și am găsit o clădire frumoasă care amintește cumva de Marina, fiind cu albastru și galben. Și aici este și o statuie. Foarte, să pun, piedestal foarte înalt. Și o curte interioară care probabil nu o să avem acces, pare ceva oficial aici. Da, e cu barieră. Da, nu prea avem voie. A, cale de Encarnacion. Pe aici te s-o luăm noi, da. Fim atenți la mașini. Ce fi încolo în jos? Mergem să ne uităm? Da, hai să ne uităm. Revenim. Este o mănăstire, să vedem dacă reușim să ajungem și în fața ei. Între timp ne continuăm drumul către aceste terase. Foarte drăguțe. Foarte drăguțe. Și pare că în spate e o prăpastie. De-aia o să mergem să vedem. Și o promenadă, da. Să mergem să vedem ce e cu ea. Suntem în fața Palatului Regal din Madrid, evident. În față este Campo de Muro. Grădinile îngrijite din fața palatului, dar care se vizitează însă până la ora 6, așa cum este trecut de ora 6. Acum este trecut de ora 6, să vedem dacă reușim într-o zi să ajungem înainte. Nu sunt sigur că se vizitează nici măcar în rest, că văd că par a fi un pic în construcție, dar poate o să se viziteze, o să venim mâine înainte. Am ajuns și la Panoramic Viewpoint. Nu știu exact ce o să-mi iasă. În Palatul Real și mănăstirea pe care am vizitat-o astăzi și Madridul care se vede mult în dreapta. Nu văd clădirile alea cele mai înalte. Văd una foarte înaltă acolo undeva în depărtare, dar tore de cristale nu-l văd. Poate nu e în partea asta. Se vede frumos aici, e liniștitor. E aici un bloc care zici că e terasat, dar el e doar în unghi, care la ultimul etaj are fel de terase. Lumea are plante puse frumos. Și acolo e un fel de parcare, sau nu știu exact ce este în stânga. Și în rest nu mai recunosc de Madrid nimic. Suntem la o statuie și o fântână în fața Palatului Regal. E cu spatele la noi calul. Ok, Reinaldo Isabel Secunda de Borbon. În anul 1844. Ok. Hai să arătăm și Palatul Regal de la distanță, să vadă cât de mare este.
Suntem pe promenada de lângă Palatul Regal, fix cumva în stânga grădinilor. Grădinile sunt închise, cred, la ora asta, sau nu știu că se închid. Nu știu însă dacă se pot vizita, dar m-am uitat de aici de sus și nu pare să fie nimeni prin ele. Un pic în potriva soarelui. Cum puteți vedea, este foarte mare, se și vizitează. Să încercăm să ajungem și înăuntru, dar nu acum, cum e târziu. Și pe aici foarte multă lume, la de obicei. V-a plăcut acest vlog? Hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!